Sunt vești bune pentru severineni. De săptămâna viitoare se redeschide târgul veterani din municipiu. Activitatea va fi reluată după o pauză de mai bine de jumătate de an. Decizia vine în urma hotărârii guvernului de a redeschide aceste spații la nivel național. Târgul Veteran se va redeschide în data de 3 iulie, iar astăzi au fost demarate pregătirile pentru ca activitatea în acest spațiu să fie reluată la parametri optimi. Ați început deja curățenia. Ce operațiune avem în derulare? În primul rând, o acțiune de igienizare, de curățenie, un pic de reamenajare a locurilor pe care le vom oferi spre... Știu că avem presiune mare dinspre oameni, foarte, au venit și la dumneavoastră. Nu? Foarte mare, domnul primar. Sute de oameni zilnic au venit să întrebe de redeschiderea târgului. Este un obiectiv important al municipiului nostru. Bun, să fiți pregătiți. Târgul va avea exact aceeași compartimentare ca și înainte de închidere, adică sector de vânzare legume și fructe, sector de vânzări mărfuri second hand și diverse și un sector de mărfuri industriale. Programul de luni până vineri de la 7 la 19, sâmbăta și duminica de la 6 la 15. Activitatea târgurilor a fost suspendată mai bine de jumătate de an, timp în care atât oamenii au avut de suferit, cât și bugetele locale. Au circulat tot felul de zvonuri că târgul s-ar fi vândut. Nu există așa ceva. Târgul aparține comunității, n-a fost niciodată pusă în discuție ideea de a vânde târgul. Din contră, ne gândim dacă putem găsi o zonă în care să facem un târg mai mare, să creăm condiții mai bune. A fost pentru că n-am avut încasări, oamenii am avut angajați și nu puteam să-i dăm afară. Acum, în momentul acesta, această presiune va dispărea. E un lucru benefic pentru ambele părți, atât noi, comunitatea sau primăria, cea care administrăm târgul, cât și cei care, sub o formă sau alta, își câștigau pâinea din vânzarea lucrurilor pe care le are fiecare. Decizia închiderii târgurilor a fost luată la nivel național în luna noiembrie a anului trecut, atunci când, spre indignarea producătorilor și a comercianților, s-a pus lacătul pe porțile acestor spații.